și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ascultă pe ei, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește-ne. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se din vecii vecilor, amin. Asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea apăsește pe poporul tău. E vorba de o secvență, practic, dintr-un proiect cu finanțare europeană pentru îmbunătățirea calității activității sistemului de urgență și asistențe medicale și anume dotarea inspectoratului din Caraș-Severin cu 10 autoutilitare, dintre care 4 sunt deja aici, suportate financiar de o investiție de circa 10,5 milioane de lei. Din totalul de 10,5 milioane lei, circa 2,5 milioane sunt afectate aceste activități de îmbunătățire a asistenței medicale, în fapt SMURD. E vorba de asemenea de construirea a 4 centre în interiorul județului, unul la Caransebeș, unul la Oradița, și celălalt la Bozovici, evident, și cel de la Resita, care vor asigura activitățile specifice acestui domeniu, acoperind, practic, teritoriul întregului Caraș-Severin. Era de datoria mea să fiu astăzi la Resita, pentru că inaugurăm un serviciu public pentru cetățean, inaugurăm o activitate extrem de importantă pentru fiecare român și pentru fiecare locuitor al acestui județ. Activitate care asigură salvarea de vieți omenești. Este fundamental pentru mine ca ministru să găsesc soluții și împreună cu autoritățile locale, împreună cu celelalte ministere, să venim în sprijinul oamenilor aflați în suferință. Vreau să vă spun că din primul moment al mandatului am înțeles ce înseamnă suferința, vă aduceți foarte bine aminte, am avut situații de urgență în anumite județe din această țară. Am simțit influența benefică, dacă pot să spun așa, și modul în care s-au dăruit cei de la SMURD. Am lucrat zi și noapte cu acești oameni. Și vreau să-i felicit pe această cale pe toți cei din sistem, care vin alături de minister, care vin alături de oamenii, care vin alături de cei ce la un moment dat stabilesc destine în această țară, care au putere administrativă și care pot să intervină în situații limite. Astăzi, la Resita, văd un exemplu de succes. De ce? Pentru că avem oameni cu minte limpede, oameni care, dincolo de disputele politice, construiesc. Vă felicit și vă doresc mult succes. Vă stau la dispoziție ca ministru de câte ori e necesar. Trei plutoneri la Constantinese Ovidiu, două plutoane de paramedici, plutonul Moise Florin, plutonul